Roxin. Lucia Zâna Suciu s-a născut la data de 12 mai 1933 în localitatea Râpa de Jos din județul Mureș, născută rednic, absolventă a Liceului Papiu Ilarian din Târgu Mureș, de profesie pictor-executant. În anul 1963 a absolvit o școală populară de artă sub îndrumarea pictorului Gheorghe Olaru. Membra Asociației Artiștilor Plaștice din Târgu Mureș din anul 1977, deci membră fondatoare, a executat lucrări ca peisaje, portrete, natură statică, compoziții în ulei, acuarelă, pastel și cărbune. A avut expoziții personale în Târgu Mureș începând din anul 1982 până în 2006, aproape în fiecare an, și a participat la expoziții de grup, peste 100, în Târgu Mureș, București, Constanța, Ploiești, Pitești, Sovata, Târnăveni, Baia Mare. Are tablouri în colecții personale din România, Italia, Austria, Germania, Luxemburg, Belgia, Ungaria, Canada, SUA, Israel, Olanda și așa mai departe. Din negura vremurilor. De ce? Am încercat să înțeleg sensul lucrărilor, pentru că, țin minte, acum un an, doi, am vernisat o expoziție doamnei Suciu, o expoziție cu flori, o expoziție care reprezenta primăvara. Și m-am întrebat de ce a abordat această temă în acest fel. Și, bineînțeles, pentru mine am găsit un răspuns. Vă mărturisesc că este doar o variantă. Fiecare poate să găsească, privind lucrările, câte un răspuns. Și am luat lucrările după locul în care au fost expuse pe simeză. Mă uitam, de exemplu, la acel clopot care poate să semnifice o deșteptare, o redeșteptare, un moment de aducere a minte, cum de altfel lucrarea de alături, gânditorul de Hamangia, ne amintește de faptul că omul, într-un anumit moment al vieții, se așează, își rememorează, își trece prin fața ochilor tot ce a trăit. Cred că aici, la gânditor, îmi spunea doamna Suciu că Rodin a sculptat, sculptorul francez a sculptat un gânditor, dar că avea o altă alură, avea o altă tratare. Ideea, de fapt, era aceeași. Diferența era doar de câteva mii de ani. Și am mers mai departe, trecând prin vaza de cucuteni și acele ulcioare în care autoarea a dorit să ne amintească. Deci acel clopot este acela al conștiinței autoarei, care ne amintește că avem o rădăcină adâncă în timp, care vine de acolo, de la cultura cucuteni, până la ulcioarele din zilele noastre. Venim mai încoace, vedem o ușa de biserică și o biserică. Au și ele o semnificație, nimic fără Dumnezeu. Nihil sine Deo. Iar acea
ușă de biserică sculptată cu motive care ne amintesc de pomul vieții, unde întâlnim vița de vie, unde întâlnim păsările, ne dăm seama că sunt, nu știu voi, sau întâmplător, poate sunt puțin malițios, bizantine. Că le fac românii din zilele noastre, că s-au făcut în zone ortodoxe sau greco-catolice, dar au la bază un simbol bizantin. Deci nimic fără Dumnezeu. Și stând treaz la lampa gândurilor, vegheați de icoana Maicii Domnului, veghem la rândul nostru un leagăn. Leagănul gândurilor noastre, leagănul pruncului nostru născut, arta. Asta este pentru noi pruncul nostru, arta. Și mai departe, firul se desfășoară, așa cum vedem în fusul respectiv, firul gândurilor se desfășoară și se rețese, artistul rețese, recompune din forme simple tinerețea, amintirile din tinerețe, din copilărie, ia mamei, colopul cu pene de păun a tatălui, blidarul cu cocoș și, cum ar spune Creangă, prichiciul vetrei cel humuit, cuptorul. Toate aceste obiecte, amintindu-ne de pridvor, moșul care ne privește, privind și el mai departe în negura timpurilor, sunt retrăiri a unor momente. De aceea cred eu, felul de expunere a lucrurilor sunt crâmpeie, deci nu sunt niște tăieturi ferme, sunt crâmpeie de amintiri, sunt crâmpeie de trăiri din negura timpurilor, pentru că doamna are o vârstă frumoasă, dar mă întrebam și am întrebat-o, de ce colopul ăla care vine de pe Valea Someșului, respectiv din zona Năsăudului, și mi-a spus, da, ai mei se trag din zona respectivă, deci sunt crâmpeie de trăiri, crâmpeie din viața doamnei, care le-a adunat pe toate în această expoziție, totul vine dintr-o noapte, ca dintr-un timp îndepărtat se apropie de noi. Deci gândul Doamnei, amintirile sunt de fapt povestea vieții. Este o narațiune. În cazul de față, pictura respectivă este o narațiune, o poveste, am putea spune, așa cum Creangă în amintiri din copilărie își povestea viața, doamna Lucia Suciuzena își povestește aci viața, ne povestește nouă momentele frumoase ale vieții domniei sale. Cred că fiecare dintre aceste lucrări este o fereastră spre o amintire. Deschisă spre trecut, deschisă spre sufletul doamnei Lucia Suciu. Despre oale și ulcele și în special despre ulcioare. Poezia reprezintă o problemă vetustă și anume viața unui ulcior văzută și povestită de el, dar prin mintea unui vizitator de muzeu. Titlul poeziei, în muzeu. Iar ulciorul mi-a vorbit, vrând se vede să mă mustre, în colibele lacustre, stând pe scaunul cioplit de un druid, eu fui podoba tribului întreg și-mi fu drag pe atunci, o vezi și tu. Eu și cu Dalvina Roaba fostam de-un etrusc isteț peste lac în luni traduse. El sub laviță avea puse multe altele de preț, car pe cele vrem senine artă și minuni erau. Astăzi hârburi poartă stau, bietele, pe-un raft ca mine. Și din toate s-a ales capul cetelor ilire, un ulcior să nu te mire, că suspin așa de des. Un ulcior și-o roabă biata, văd trecând pe aici femei și-mi evoc mândrețea ei și în etern slăvi voi fata, cea de acum 8.000 de ani. Poate albele ei oase din amolul apei scoase, poți și tu cu 2-3 bani să le vezi aici străine, ori ar unde-n vreun muzeu. Stimați invitați, doamnelor și domnilor, arta populară a fost și este o sursă importantă de inspirație în arta plastică și nu numai. Acest embrion al existenței fiecărei culturi, document peste timp, ne întoarce pe noi privitorii acolo unde amintirile își fac propriul muzeu sentimental.
Artista Suciu Lucia face un remember etnografic, surprinzând clișee din viața satului românesc, momente de deosebită sensibilitate care se răsfrâng în lucrările domniei sale. Gânditorul este o lucrare care se detașează parcă din acest context etnografic, fiind privitorul direct și echivoc al stării de fapt al satului, iritat și nemulțumit parcă de trecerea timpului, obosit și trist, își rează-mă capul în propriile palme, amintindu-și de vremurile de altădată. Obiecte de uz casnic ne sunt înfățișate nouă celor care privim această expoziție, artista, oprindu-se la celebrele vasele de lut din Cucuteni, nu dintr-un motiv anume, acestea fiind doar o unealtă a artistei de a ne transmite mesajul acestei expoziții. Frânturi de timp, obiecte care deservesc omul, frumoase carafe de băut, vase aranjate într-o frântură dintr-un blidar, primele obiecte din casa omului de rând, femeia și bărbatul, aceeași tema vieții, o altă poveste, un alt destin, ea ordonată și harnică își agață cămeșa de borangic pe o scoarță lucrată cu migală în miez de iarnă, spre surprinderea noastră, alături de fuiorul care da până timpul. El, țăranul chipeș, muncit, își așează clopul pentru a sta la o masă, unde mămăliga așteaptă neîncepută să fie tăiată cu sfoară. O masă amenajată pentru două persoane, prilej de a sta față în față pentru o clipă, de a se privi ochi în ochi. O familie curată și credincioasă, unde pernele și pernoaiele lucrate stau frumos aranjate la capul patului, detașându-se pe un fundal celes de miruială, pe care icoana Maicii Domnului cu pruncul, care stă cu minte și veghează la hodina celor osteniți. Candela arde și luminează odaia, protejând pe cei ce se ostenesc întrânsă. Legătura unită dintre cei doi o putem vedea în tabloul care ne relatează misiunea dintre om și Dumnezeu, pătuțul, spânzurat de grinda casei, care stă mărturie despre credința românilor de mai demult. Ascensiunea omului se face din iubire și cu un scop bine determinat. Artista ne relatează stări de fapt, un vas, o cană cu ulei, puțină făină, o sită care cerne, ani, poate timpul. Acesta face poate pâinea, cea de toate zilele, pe care o vedem în tablou cuptorul. Poate prescura, pe care o duce duminica la biserica de lemn. Unde parcă, din ce în ce mai multe cruci, se înalță o permanentă luptă, o frământare a vieții. Acesta paradoxal îl găsește pe om neputincios, cu privirea tristă și pierdută, cu părul alb, căruia și găleata de apă, parcă îi se pare prea grea, și o lasă în fața casei, cu obloanele larg deschise, în așteptarea vreunui musafir, lui rămânându-i asta la lumina lămpii cu petrol și rugându-se la ce o mai fi.